Acest laborator este de peste 17 ani și este primul laborator Kodak în lume în istoria Eastman Kodak. Este o inițiativă românească care a durat aproape 4 ani până am reușit să o pun în aplicare și să conving Kodak-ul să investească în acest laborator. După un an de zile, 2 ani de zile s-a dovedit foarte benefică această investiție, în sensul că a acumulat foarte multă notorietate și multe laude la adresa acestui laborator. Drept urmare, Kodak a decis să mai facă încă 10 laboratoare în alte țări, cum ar fi fost Liban, Dubai, Mumbai, Beijing, Budapesta, Bulgaria, Grecia, Kiev și așa mai departe. Toți acești colegi care au deschis laboratoare în alte țări au venit aici și au fost trainuiți pe baza de business model pe care l-am aplicat în cadrul acestei companii. Acest laborator a fost dedicat și inițiat mai mult pentru a susține piața românească de film, pentru că la acea vreme, în 1995, 1998, 1999, toate materialele care se filmau plecau către Budapesta sau către Cehia sau către Paris. Era foarte dificil să se vadă rezultatele în timp util. Am reușit această performanță în mod special pentru piața românească, pentru creatori, pentru talente, pentru regizori, pentru operatori și zic că am avut o modestă contribuție la creșterea acestei piețe românești. La momentul actual vedeți că suntem renumiți și faimoși în toată lumea cu toate proiectele realizate de acești români foarte talentați. În 2016 am avut o surpriză fantastic de mare, în sensul că au fost 5 proiecte selecționate la Cannes, la care am lucrat, Sierra Nevada, Câinea lui Bogdan Mirică, Mungiu, Album și Las Mimosas. Deci au fost 5 proiecte din care au primit premii pe diferite segmente 4 proiecte. Album, Câini, Las Mimosas și Mungiu. Ți-e frică de ceva pe lumea asta? Mi-e frică de Dumnezeu. Avem mai multe segmente de piață pe care le targetăm. În primul rând este piața românească, care suntem, ne înclinăm cu toată modestia și cu toată serviabilitatea către cineaștii români și de a face absolut tot ce ne stă în putință de a contribui la succesele dânșilor. Când ai să ajungi tu acolo în Kensington Garden și este prim printre veverițele alea care vin după tine, să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe că este întreb dacă există cu adevărat. Nu mai vorbi așa. Tu crezi că pentru noi e ușor? 2017, să zicem că am început foarte bine, chiar când am început pe 9 ianuarie acele viscole, am avut un proiect israelian, The Cake Maker, care a fost câștigătorului premiului de la Jerusalem 2016. Dânșii sunt stabiliți în Berlin și au venit cu producători din Israel, au venit și au făcut timp de 7 zile colorizarea și partea de final touch pentru a realiza DCP-ul. Avem în finalizare a doua șansă de către Cătălin Saizescu. Avem în acest moment în etalonaj colorizare în Best Light Hotel Moon Kabul al Ancăi Damian. A doua șansă a lui Cătălin Saizescu, Capacea lui Sorin Marin, aniversarea lui Dan Chișu, câteva scurtmetraje și începând din ianuarie, timp de o lună de zile, avem un proiect pe 16 mm care se filmează în Sarajevo cu o firmă din Portugalia. Deci în acest moment procesăm și negativ și procesăm și digital. Una dintre luptele pe care le-am dat, să zicem, în lupta de supraviețuire a laboratorului, a fost prin diversificarea serviciilor pe diferite segmente, pentru că știm că există sezonabilitate a lucrărilor.
și câteodată se cer clone TCP, câteodată se cere developare negativ, câteodată se cere filmare digitală, câteodată mai mult pe postproducție, și atunci noi am încercat să dezvoltăm toate aceste segmente, atât pe partea de developare film sau procesare digitală, atât pe partea de postproducție digitală și film, cât și pe partea de livrabile digitale și film. Un pas important pe care l-am făcut este în dezvoltarea unui segment foarte important de restaurare sau reconstrucție digitală a negativelor foarte afectate, foarte distruse, și prin achiziția celor 3 scanere pe care le-am cumpărat și care ne asigură nouă o eficiență și productivitate în atingerea acestui scop. Al doilea lucru care am putut să-l facem a fost niște parteneriate pe parte de sunet, de talent, atât pe parte de captare sunet la filmare, cât și pe parte de postproducție și creație de sunet. Un alt parteneriat pe care îl avem este pe partea de efecte speciale cu o casă de producție. Ca să fim și mai competitiv pe piața românească, suntem asociați și cu o casă de închiriat echipamente de filmare. Reiterăm ideea de one-stop shop prin a oferi o multitudine de soluții în realizarea și completarea unui film. Pentru mine important este execuția lucrării, este importantă comunicarea către client, feedback-ul către client. Știți cum este, clientul are un copil care și-l aduce la maternitate numit laborator. Și atunci clientul trebuie să știe în permanență ce se întâmplă cu copilul lui. Și acest feedback și această comunicare mi-am dat seama că este foarte importantă să se dea în orice moment al zilei către client. A venit proiectul, am primit atâtea role sau am primit atâtea hard disk-uri, intră în următoarea fază de producție, planificăm să facem, în ziua cu tare vă trimitem, vă executăm, vă dăm raportul. Deci este foarte important, am observat că este foarte importantă comunicarea stadiului în care copilul se află în laborator către părinte. De la început din 99, noi suntem prezenți pe piața românească la toate festivalurile cu premii de imagine oferite prin servicii de laborator. Deci, premiul pentru imagine oferit de CineLab Romania, Kodak, Romanian Society of Cinematographers și CNC, merge către Zoran Simulov pentru filmul Dacia. CineLab România, în ultimii 3 ani de zile, a dat tot sprijinul și toată atenția scurtmetrajelor și lungmetrajelor și a ajutat foarte multe, să zic, filme, scurtmetraje, lungmetraje, mediumetraje, documentare, în acest sens, pentru, în mod special, proiectele indie. În acest moment, aș vrea să numărăm premiul, nu? Diploma de merit IPIP 2016 și premiul CineLab Bucharest se oferă companiei BM Accelerate, domnului Bogdan Mureșan. În acest sens putem să acomodăm proiectele care câștigă și nu au suficiente fonduri și putem să le executăm la niște standarde înalte, calitative, finalizarea acestora. Și eu zic că este un ajutor foarte fantastic de mare și foarte mulți oameni care câștigă aceste premii sunt foarte entuziasmați și chiar am avut acum de curând, am dat în servicii premiile câștigate. În ceea ce privește premiile internaționale, de un an sau de câțiva timp sponsorizăm tot așa în servicii de producție, de postproducție, festivalul de la Locarno. Suntem foarte frumos primiți și foarte apreciați pentru acest lucru și festivalul de la Ierusalim. Și cred că vom targeta și alte festivaluri pentru că este o oportunitate de a promova România.
nu neapărat acest laborator. Noi considerăm că prin participarea noastră la festivaluri internaționale avem o expunere fantastic de bună pentru că ni se asigură comunicarea one-to-one către toți participanții și oamenii importanți care vor avea proiecte. Și eu cred că este un mijloc de a atrage în România proiecte și a cheltui acești bani în România pe proiectele lor. Deci eu consider că suntem un mesager fantastic și un ambasador al României din punct de vedere imaginea pozitivă a României, ceea ce românii pot să facă, și susținem cu tărie și mergem și acum la Berlin, mergem la Cannes, ne întâlnim cu mari producători americani, europeni, francezi, din toate țările și le spunem cât de minunat este să lucrezi în România și să vină în România să vadă ce tip de oameni, ce tip de servicii fantastic vor găsi. Deci noi, practic, cu alte cuvinte, vindem România ca să putem să fie cât mai atrăgătoare din punct de vedere business pentru străini. Avem foarte, foarte, foarte mult de lucru pe peliculă. Am avut anul trecut 3-4 filme pe peliculă mari, majore, a câte 50.000 de metri, dintre care pot să spun Cabaret Maxim, care s-a filmat în Lisabona timp de 3 luni de zile și am asigurat logistica și transportul zi de zi cu DHL-ul. Practic, ei livrau la 5 pe DHL, la 2 zi, la 12 luam la aeroport, la 1, la 3 era procesată pelicula, la 4 se telecinema și la 7 era pe FTP. Au spus că nici în Londra nu primeau astfel de servicii, timp de 3 luni de zile neîncetat, adică fără niciun fel de odihnă sau fără niciun fel de pauză și toate la milimetru și la ceas pregătite, fără niciun fel de greșeală, foarte disciplină, foarte multă disciplină. Octav Celibitache, proiectul care a filmat 50.000 de metri, filmat, oferit pelicula, procesare, telecinema, postproducție, scanare 4K, colorizare, iar Inimi cicatrizate, iarăși am făcut cap-coadă peliculă, procesarea negativului, telecinema dailies, scanare 4K, curățare digitală, colorizare, DCP Master 4K și toate livrabilele digitale. Morbul lui pot. Tuberculoză osoasă, îi spunem noi. E grav. This is the winter of our discontent. Tată, ia uite, amice. Ia uite, puroi. Pe lângă asta avem foarte multe contracte cu facultățile din alte țări care prelucrează pe peliculă sau filmează pe peliculă și le trimit aici aproape săptămânal. Niște proiecte din Germania, proiecte din Italia, proiecte din Franța. Deci sunt foarte multe proiecte când află că putem să facem ceea ce facem. Întotdeauna ne roagă să acomodăm proiectele aici. Un laborator, în primul rând, este ca un spital de urgență, consider. Știți cum e? Aici, la un spital de urgență, oamenii se nasc și oamenii mor. Și trebuie să fii foarte disciplinat și foarte riguros și foarte meticulos în ceea ce faci și să fie o comunicare permanentă între laborator și client, atât și între client și laborator. Nu este un lucru foarte ușor, nu este un lucru la care poți să reziști. Dar facem față.